Tradiția micului trafic de țigări nu s-a pierdut nici în anul 2020. În cursul zilei de 14 ianuarie, un echipaj de poliție de la Ștefănești a observat un autoturism care se îndrepta dinspre Vama Stânca spre oraș. Subit, mașina a făcut cale întoarsă când s-a intersectat cu auto specială de poliție și nu a oprit la semnalele polițiștilor. În atare condiții, vehiculul a fost urmărit, iar după aproximativ 2 km, șoferul a oprit. În mașină au fost găsite 30 de pachete de țigări de proveniență duty-free, deținute în mod ilegal. Întrucât în timpul efectuării controlului vehiculului, bărbatul de 35 de ani a devenit recalcitrant și a început să profereze injurii la adresa echipajului de poliție, s-a procedat la încătușarea acestuia și conducerea la sediul Poliției orașului Ștefănești. În cauza a fost întocmit un dosar penal în care se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de contrabandă. În autoturism se mai afla încă un bărbat, însă acesta a fugit și s-a adăpostit într-o curte. Cei doi indivizi au fost amendați cu câte 1700 de lei.